Mai, mi-a spus o femeie pe un comentariu pe Instagram, mi-a fost rușine de cum, cât de urât ai vorbit în filmul ăsta și am ieșit. Fata aia și-a luat un vibrator, cu copilul în brațe, cu prietena ei lângă. Cum să fie atât de prost, să fie atât de bun suflat? Mă stăteam și mă gândeam, Vicky Leghizanu sună actriță, deci n-ai cum. Da. Dacă ești Vicky Leghizanu, ești condamnată să fii actriță, n-ai ce. Știi ce, mă gândeam, Vicky, mă gândeam că sună fosta noastră mare actriță, Vicky Leghizanu, sună mișto așa, știi, peste 50 de ani când o să... De 50 de ani sper să nu fiu încă fosta, eu vreau să trăiesc mult. Cât? Vreau să trăiesc cu 102 ani. La actriță când te uiți la filme, te uiți văzând chestii, văzând camere sau te uiți așa ca un om normal, uite un film cu tare la acțiune? Mă uit și sunt și foarte credulă și de multe ori când mă uit cu cineva la un film, zice persoana respectivă, zice, mamă, e atât de predictibil, poți să anticipezi orice acțiune din filmul ăsta, dar uneori mă uit ca tanti aia care se duce, ia uite-mă! Deci te uiți și ca un om normal. Da, pentru că noi ca actori oricum avem sensibilitatea asta, să vedem camera, cum e pusă, lumina, cum e pusă, racordurile, asta e o chestie pe care eu am, mă uit la racorduri într-una, la cum stă haina pe el în cadrul ăla sau în cadrul ăla. Și pentru că am sensibilitatea asta din punctul ăsta de vedere, atunci uneori cred că mă setez pur și simplu să mă uit la filmul ăla, la poveste și să văd cum mă prinde și să fiu un spectator care n-are nicio treabă cu actoria. Dar mie mai place să, mai ales dacă văd un performance din ăsta extraordinar, cum îți dau doar un exemplu ce îmi place mie foarte tare, Elizabeth Moss, actrița care a jucat în Mad Men. Ea joacă în The Handmaid's Tale, este actrița principală și a avut acolo în zonul 4, episodul 7, ceva de genul ăsta, o secvență pe care eu când am văzut-o mă uitam fix cum, mă uitam la serial, la poveste, nu știu ce. Și după secvența respectivă am rămas șocată ca actriță de cum a reușit să joace secvența aia, am pus stop și am pus de la început secvența aia ca să văd, să analizez din punctul, ca actriță să analizez cum a reușit femeia aia să facă ce a făcut acolo. Exact. Unde s-a dus în ea? La ce a apelat din sinele ei ca să reușească să scoată afară nebunia aia pe care a scos-o ea afară acolo, știi? Și îmi place să văd, bine... Păi tu ai avut izbunile aia în taximetriști. Mama, ai avut câteva izbunile. Știi că, uite, apropo de ea și apropo de asta ce spui tu, în perioada la început, când mă uitam la The Handmaid's Tale, jucam primul spectacol pe care l-a scris Bogdan Teodor Olteanu, se numea Cea mai călduroasă zi din an. Și a venit cineva în public la un moment dat la mine și mi-a spus, într-adevăr eu și semăn fizic cu ea, și mi-a zis, băi, joci ca Elizabeth Moss. Dar eu nu mi-am propus așa ceva. Stai să văd. Da, semăn cu ea destul de bine. Eu nu-mi propusesem așa ceva în momentul ăla, dar pentru că o urmăream ca actriță. Elizabeth Moss, da, bravo. Acum spune de pe tramă, da, credeam că e soția lui Donald Draper. Nu, e Amanda. Sau, mă rog, ce a fost ea acolo. Nu știu ce. În Mad Men. La un moment dat a avut o... Don Draper era... Nu, asta, care lucra acolo. Ea lucra acolo și a avut o mică relație cu el, de-aia zic Amanda. Am avut o relație? A avut o mică relație. A ceva. A fost două, ceva incert. A fost un moment, da? Mișto între ei. Dar ai avut izbunirea... Tu le mai ții minte? De cum să nu? Tu ții minte izbunirea respectivă? Da, dar eu o joc într-una la teatru. Da. Ai o piesă de teatru făcută da, după... O jucăm chiar acum pe 11. Jucăm spectacol. Prima dată după ce am lansat filmul, jucăm spectacol. Cum a ieșit secvența aia? Nu, una dintre ele, dar avem multe izbunii, nu? Nu, am avut una nașpa. Una nașpa, dar și celelalte au fost și finalul, a fost tot pe izbunile. Dar aia, mă. Ai avut izbunii. Stai mă, că tu izbuneai într-una în taximetriști. Nu ai izbune, stai mă un pic, nu puțin adânc. Eu încercam să-l fac pe omul ăla să înțeleagă omenește și tot încercam să explic și ca unui copil. Dar el săracul nu înțelegea, el... Efectiv, nu a percutat și nu reușea să înțeleagă ca, sorry, cum voi bărbații uneori... Vezi că mi se părea care nu vreau să le cer. Vezi că mi s-a părut că avea dreptate omul. Pardon, ăla e personajul bun, ăla e personajul rău. Toți suntem buni și toți suntem răi în filmul ăla. Toți suntem oameni. Ce om știi tu care este doar bun sau doar rău?
Adică nu există. Nu există, asta e mișto, știi? Dar în general filmele te fac în felul, te așează întreaba asta. Dom'le, sunt personaje pozitive, personaje negative. Da. Ceea ce mi-e spune că Game of Thrones a stricat toată ordinea asta a universului. Deci ți era unul care ți era personaj pozitiv, îl știai de personaj negativ, îl urai și dintr-o dată se întorcea și în 2-3 episoade începea să-ți placă și te părea, bă, să știi că stai un pic, că nu e chiar așa de rău. Jamie, nu numai, toți au avut, adică mulți The au avut. The Hound. Da, toți au avut la un moment dat twist-uri de-astea în care din personaj negativ ți-l făcea pozitiv. Și mie mi se părea, domnule, serialele sau filmele în general cinematografia trebuie să fie clară. Ăla e personajul pozitiv, ăla e negativ. În viața așa știm. Păi tu, asta te întreb, în viață e doar un om doar rău sau doar bun? Că nu există. Așa fac putiniștii, mă. Așa fac putiniștii. Domnule, stai un pic, că trebuie văzut și cu Putin. Să nu ne ducem în extreme. Are și el dreptatea lui. Să nu ne ducem în extreme. Da, da. O avea și Putin o chestie drăguță care îl face și pe el, nu știu, sper. Că și Hitler picta. Hitler picta, era un artist. Era un pictor, da. On Blueberry Hill. Ai văzut All Quiet on the Western Front? Nu, n-am văzut. Păi ce fel de om ești? Sunt un om care are foarte puțin timp. Deci este despre război și este prezentat războiul într-o manieră extrem de clară, de clarificată, de neromanțată. Bă, cum e treaba asta cu războiul? Că pare așa o chestie, știi, că sunt tot felul de oameni care au scris despre război și pare așa ceva romantic un război. Da. Și ăsta vine și îți construiește filmul ca și îți arată cum a fost primul război mondial, care a fost unul mai grav decât al doilea. Și pentru că armele erau mai înapoiate și a fost o tensiune de asta foarte bine construită în film. Avatarul, ai zis că l-ai văzut? Am văzut primul. Primul l-am văzut și eu. Și îți spun sincer, de ce nu am fost să-l văd în cinema pe ăsta? Pentru că reacțiile din jurul meu... Nu, mulți. De, nu știu, cred că o singură persoană care a fost și mulți oameni din jurul meu au fost să vadă Avatarul. Da. O singură persoană mi-a zis, da, foarte mișto. Dar restul au zis, frate, mi-a pierdut 3 ore din viață. Și eu sunt genul care nu vrea să-și pierde nici măcar 5 minute din viață. Și am zis că ok, o să-l văd la un moment dat acasă, honestly, când iese pe Netflix. Știu că pentru asta o să-mi iau niște că aștept filmul pe Netflix. Dar pentru că mi s-a întâmplat să încep să mă uit la filme și să nu pot să le duc până la capăt. Să nu pot, pentru că nu n-ar mai capăfti. Și atunci să știu că pot să-i dau stop. Nu că m-am deplasat până eu știu unde, în mall, la cinema, la, știi? Nu, plus că în cinema, vreau să facem acum o pledoarie împotriva cinemaului. Dar te trezești, Doamne, nu, cu oameni care comentează, care au păreri, care vor să spună, care vor să pronunțe legătură cu scena respectivă. Și asta e o situație nasoală. S-a întâmplat la noi la taximetriști, am avut cele mai colorate personaje în... Au fost chiar taximetriști în sală, mi-a spus un prieten. Zic. Mi-a spus un prieten că a fost în sală la un moment dat și era la coadă și era o anumită categorie de oameni. Și a crezut că că oamenii mergeau la un alt film care era în perioada aia la cinema, nu vreau să spun ce film, dar se va subînțelege. Și a ajuns în sala aia și era așa, unul în dreapta lui care zicea că încerca să mănânce semințe, dar în șoaptă să nu deranjeze oamenii și mânca așa cumva pe sud, dar se auzea că sparge semințele alea greu. Unul în fața lui care intrase pe un live pe TikTok și a stat tot filmul și s-a uitat pe TikTok. Și alta în spate, care era cu un copil de vreo 8 ani în brațe, zicea, ia uite fata aia și-a luat un vibrator. Cu copilul în brațe, cu prietena ei lângă. Fata mi-a luat și eu un vibrator. A, da? Și cum e? Să-mi iau și eu? Și a început să vorbească cicet în timpul filmului despre că eu îi zic lui Rolando la un dat în film, îmi iau un vibrator, vrei să-mi iau un vibrator? Și cumva de aici a pornit și a zis, băi, eram în sala asta și peste tot se întâmplau scene după care puteai să faci filme mai departe, mamă, genial, super, da. Și de asta care făcea live-ul, făcea live-ul, filma. Nu făcea, el intrase pe live-ul altcuiva. Altcuiva. Sau plătisit, cred că, sau ceva. Și, hai să bifeze doi, să împuște doi iepuri, abar, nu știu, de ce n-a ieșit. Și noi, când am fost în caravană cu filmul, după aia aveam Q&A-uri cu oamenii și întrebările pe care le-am primit și oamenii care veneau... Bine, noi avem un film destul de controversat pentru că cineva a numărat înjurăturile din filmul nostru, nu dintre ai noștri, cineva, nu știu cine, și am bătut recordul
Avem 248, parcă ăsta era numărul. Și asta e viața, așa se întâmplă în viață. Dar știi ce mi s-a părut amuzant? A zis Maria Popistașu la un dat într-un interviu în care am fost cu ea. Bă, dar nimeni nu se uită la cât se jură în filmele americane. Că doamna Margareta Nistor este, asta este o doamnă pedantă, elegantă. A zis că e demenzat de numărul de înjurături. Ea, da, ea a tradus după structura adânsei toate filmele pe care le-a tradus de-a lungul timpului. Și atunci a zis, du-te naibii, dă-te mai încolo, fă-te mai încoace. Da. Să facem să nu fie. Pentru că s-a și început să fac asta într-o perioadă în care nu se permitea, da, nu se să vorbești nici pe stradă, așa, poate. Sau. Da. Și atunci multe traduceri au rămas exact în zona aia cu minte. Dar, uite, am văzut un film ăla cu The Bodyguard's Wife, cu Ryan Reynolds și Salma Hayek. Nu știu, n-am văzut. E foarte funny. Și Salma Hayek este on fire acolo pe înjurături. Adică dacă stai să le traduci pe alea exact în sensul înjurăturilor lor, ne depășește pe noi în taximetriști. Știi? Se înjură mult pentru că până la urmă tu trebuie să relatezi viața cum e, nu trebuie, da, să o împuținezi. Dacă în zona asta a taximetriei se înjură, asta e situația, că taximetriștii înjură. Dacă nu înjură taximetriștii, cine le-a mai, mi-a spus o femeie pe un comentariu pe Instagram, mi-a fost rușine de cum, cât de urât ai vorbit în filmul ăsta și am ieșit. A ieșit pentru că cumva eu am făcut de râs toată lumea femeilor vorbind atât de urât în film. Și vreau să întreb, dar tu când te cerți cu iubitul tău, îi zici într-un mod elegant, mai jignit, măi iubitule, te iubesc atât de mult, cu ochii tăi frumoși. Te-ai văzut cum se înjurăle în casa legală, Vicky? Te-ai văzut că până... Păi nu, dar au apărut acum informații. Da? A scos Harry cartea respectivă, nu? A, nu știu, că n-am... Nu, da, și-a scos Harry și dacă până și eu acolo, care ai văzut cum sunt niște... Toată lumea face asta. Toată lumea merge la toaletă, toată lumea se trezește boții dimineața, toată lumea înjură. Sunt într-adevăr oameni care își propun să nu vorbească urât, bravo lor, foarte bine. E greu totuși să nu faci asta. Simetriști care au venit și au zis, băi, te-ai dracu cu filmele. N-au fost. Adică, cel puțin nu știu eu de povești de genul ăsta, că majoritatea, Bogdan mergea și vorbea cu el, pentru că Bogdan și Adi Nicolae au scris împreună scenariu pentru piesă, în primul rând. Ei au intrat pe un grup de WhatsApp cu 6 luni înainte, au intrat pe un grup de WhatsApp ca să vadă cum se vorbește, ce se... Și sunt inspirate replici din grupuri reale de WhatsApp, de taximetriști. Adică e aia cu... Nu, asta nu mai știu dacă e în film, cu bizon, cu trecerea de pitoni. Asta e o replică din film. Trecerea de piton, de piton, mă, cenunțe, de piton. E, asta, da, e fix. Da, 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 pentru, da, 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 că așa se vorbește. Asta este... Asta sunt lumele... Asta e lumea. Să comunici cumva lumea respectivă. Da. Asta trebuie să faci. Da, corect. Bun, asta este cu avatarul care e lung. Cu filmele lungi. Da, și am înțeles. De fapt, adică știu că James Cameron a filmat într-adevăr cu, nu un submarin, cum se numea, cu o capsulă din aia, a coborât pe fundul oceanului, mării, și a filmat, sunt într-adevăr niște secvențe, niște cadre din film filmate de el pe fundul oceanului. Am înțeles că povestea nu este... da, mă simt ingrată cumva să vorbesc despre ceva ce n-am văzut. Nu te-ai scuzat. Da, așa, asta e ce trebuie să fac în viața reală, în general. Am înțeles că povestea este, cumva, nu e nimic nou în poveste, ci doar în ceea ce privește imaginea și când a fost făcut primul avatar. Da, în urmă cu vreo 7 ani. Mai mult. Mai mult, chiar, da. Mai, da, mult. Da. În ceea ce privește cum e filmat, imaginea și tot, este într-adevăr, se vede că este actual cu vremurile în care trăim. Mm-hmm. Dar ca poveste am înțeles că nu este nou. Și oricum, uite, pot să fac paralela cu Matrix. Mm-hmm. Pe care nu l-am văzut, l-a văzut iubitul meu și mi-a zis, ok, nu trebuie să-l vezi. Da. Matrix, în momentul în care a ieșit Matrix-ul primul, a revoluționat toată cinematografia, a fost ceva nou. Acum, eu mă așteptam când iese Matrix-ul 2, facă din nou același lucru, cumva. Nu se continue același sistem, ci să vină tot așa cu o chestie revoluționară. Next step, da? Nu de la primul Matrix, unde suntem acum, să se ducă mai departe. Mi-a zis, băi, o bălărie. Este ceva mai costumizat decât ce a fost primul. Și adică așteptările sunt ca să aibă un impact similar asupra ta. Da, să zici, nu, bă, n-am mai văzut așa ceva. Da,
Bă, ce fel de cinematografie asta, că pe vremea aia, când a ieșit cu Keanu Reeves, care făcea toate podurile alea pe spate, se ferea de toate, era ceva ce noi nu mai văzuserăm. Da, 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 era un moment. Și la fel și cu Avatarul, noi nu am mai văzut, de la, până la primul Avatar, noi n-am mai văzut așa. Și atunci dacă vii, mi se pare că dacă vii cu Avatar 2, dăm ceva ce n-am mai văzut. Bun, asta cu islandezul. The Banshees of Inisherin. Mi-a plăcut tare mult. Eu am văzut și In Bruges, tot cu Brendan Gleeson și Colin Farrell. Și mi s-a părut... N-aveam o părere atât de bună despre Colin Farrell, pentru că cumva era genul ăla de actor ușurel, care face filme ușurele. Nu știu, era o preconcepție stupidă în capul meu. Când l-am văzut în Bruges, eram, Doamne, cum să joci așa prost? Cum să fie atât de prost, să fie atât de suflat tot timpul în Bruges, care este un oraș superb și nu-i plăcea nimic acolo, stătea așa pe bărcuța aia și pluteau pe apă și eram tot timpul supărat. Și e și o chimie foarte mișto între el și Brendan Gleeson. Și toată povestea aia mi s-a părut foarte mișto și am fost, bineînțeles, foarte curioasă de același cuplu de actori pe o altă poveste și mai ales că Martin McDonagh, cel care a scris și a regizat Banshees of Inisherin, el fiind un dramaturg de teatru și regizor, eram curioasă de tot trio ăsta și nici nu știu dacă el a făcut și In Bruges, habar n-am. Martin McDonagh, dacă a făcut In Bruges. Și mi s-a părut, băi, atât de frumoasă povestea și atât de endearing și atât de candidă. Cum umblă el, mă, după prietenul lui toată ziua și zice, hai te rog să fim prieteni și ăla care are 50 plus sau 60, câți ani are și vorbeam cu, când mă uit cu iubitul meu la filme, stăm și analizăm după aia foarte mult, ziceam, uite frate cum uneori la, când oamenii încep să înainteze în vârstă, încep să se comporte ca niște copii, știi că vedem asta și la părinții noștri uneori, că încep să, e un fel de, ăsta, cum era filmul ăla cu... Benjamin Button. Da, da, da. Cum e efectul ăsta, de, exact ce ziceai, Benjamin Button, că te întorci un pic în zona de copilărie și ăsta cum, la un dat pur și simplu se hotărăște că nu-l mai place. Și ok, avem povestea asta foarte candidă, că nu mai, candidă, că nu mai vreau să fiu prieten cu tine și ăla care e prieten cu un măgăruș și care e prietenul lui cel mai bun și cum umblă tot ziua prin satul ăla părăsit din Irlanda, pe unde sunt ei, și după aia faza cu degetele. Vine și-ți aruncă, eu sunt foarte mare fană Tarantino, adică eu la mine sunt, la Once Upon a Time in Hollywood am suferit tot filmul până au început să se omoare ăia între ei. Eram, Doamne, să înceapă Tarantino odată, unde-i Tarantino, unde-i? Și când au început, eram, yes! E, și când începe toată treaba cu degetele, când începe să-i aducă degetele, tai un deget dacă vii la mine să mai vorbești cu mine, cine crede așa ceva? Și după aia vine și aruncă toate degetele în ușă, știi? Și omoară și măgărușul. Dar zic cum se termină. Ăsta-i dă foc la casă la un moment dat, pentru că Brendan Gleeson, Clem, nu mai știu cum îl cheamă în film, ca un nume din ăstea. Îi zice la un dat, dacă vii, ăsta tot nu înțelege, că nu, tot se duce și îl trage de mânecă, de ce nu mai vrei să fii? Ajunge, intră la el în casă, zice, ok, eu vreau să fim prieteni. Zice, băi, eu nu mai vreau. Și ăsta îi zice la un dat, o să îmi tai un deget, dacă tu mă mai bați la cap. Ăla e hotărât, nu mai vrea să fie prieten cu el. Până ajunge tipul să-și taie toate degetele. Așa, și m-am uitat la niște videouri cu ei doi, că îmi place să stocăresc după ce văd ceva ce mi-a plăcut. Ești genul ăla care urmărește după aia, face un follow-up. Să vă povestea din spate, să nu știu ce. Și zicea Colin Farrell, că iarăși, ca actor sunt interesată, cum a ajuns el să joace rolul cum l-a jucat. Și a zis că tot timpul cât a filmat pe insula respectivă, de fiecare dată când se plimba prin satul ăla, care era o casă aici, o casă după deal, adică nu era o casă lângă casă, saluta toate animalele. Hello, frog. Hello, duck. Deci, how's your day? Hi, nu știu ce. Tocmai pentru că asta lui a dat candoarea asta și apropierea asta de animale pe care o avea el, că avea și un cal, avea și măgărușul, nu mai știu ce, niște găini, cred că mai avea prin curte pe acolo. Și de avut până la urmă. Da. Și mi s-a părut foarte mișto că a apelat el ca actor să facă ce m-ar apropia pe mine de lumea asta animalelor, ce m-ar face pe mine credibil că prietenul meu cel mai bun, în afară de acest tip care mai vrea să fie prietenul meu, este un măgăruș. Aha, o să
salut respectos toate animalele pe lângă care o să trec. Și că a fost și în București la un moment dat. Avut, cred că da, cred că auzisem asta la un moment dat. Am filmat ceva pe aici, nu știu. Și la pe niște imagini că el, cred că pe în zona Ateneului, pe acolo stând și mâncând ceva pe un, ăsta, pe un gard. Știi faza? Ai văzut? Și eu pe, eu, pe acolo. Deci cine știe că dacă, dacă s-ar întâmpla treaba asta, nu mai zice că nu e Colin Farrell. Nu mai zice nimeni că e Colin Farrell. Cum îl cheamă? Îmi povestea cineva că la, unde mă, la Saint-Tropez, am dat într-un magazin, s-a întâlnit cu Dustin Hoffman. Și a spus, dom'le, semănați foarte mult cu Dustin. Îmi zicea, da, mi s-a mai spus chestia asta. Și când a ieșit apoi, erau oameni care așteptau să dea autografe din magazin. Yeah. Era chiar el, mi s-a mai spus, dar nu te gândeai că te întâlnești cu Dustin. Bine, într-adevăr, poți să zici că na, în zona aia se mai pot întâmpla. Da, adică nu te aștepți că se întâmplă. Nu te aștepți, că și eu stăteam și vorbeam cu cine vorbeam la... Ah, cu Cristi Anastasiu, producătorul de la Taximetriști, că el îmi povestea tot felul de... A fost pe la tot felul de festivaluri, el fiind distribuitor de filme și mi-a povestit. Am vorbit cu nu știu cine, am stat la masă cu Charlize Theron, am povestea toți actorii ăștia imenși cu care a stat la masă și pe lângă care, cu care a vorbit la festivaluri și așa mai departe. Și ce am, frate, stau și mă gândesc, nu știu, să trec eu pe stradă pe lângă Leonardo DiCaprio, că îmi place de el, da? Să filmez el la un dat în București și chiar să știu că filmează în București, probabil, da. Trec pe lângă el pe stradă. Nu m-aș gândi că e el. Și aș zice, ok, e once in a lifetime șansa mea să mă duc să zic, hei, Leonardo DiCaprio... Ce îi zice dacă te-ai? Hello, I am, nu știu, râdeam cu o prietenă zile trecute. Hello, I'm Victoria, I'm actress, I... Live Romania, I like film. Ce faci că se taie picioarele? Deci nu știu ce, cum poți să-ți adun cuvintele. Și mă gândeam, omul ăla sărac cu atâta de hăituit că ce noi în România, ăștia care suntem mai cunoscuți, ne mai recunosc oamenii pe stradă și unii zic, oh, vai, e prea greu, nu știu ce. Și... Dar e sătul să fie lumea încântată de el. Adică bănuiesc că nu e niciun compliment că te vede pe tine încântată că-l vezi. Pentru că e sătul, toată lumea e încântată că îl vede. Adică, da, dar știi ce îmi imaginez eu? Că la un dat îți dorești să fii anonim. Am văzut-o pe Caitlin Zeta-Jones, s-a dus la castelul Peleș. Okay. Făcuse niște poze pe acolo, fac, bă, n-ai fi recunoscut-o. Deci era cu o părere de aia pe cap, avea și o mască că era pandemie. A, s-a scos. N-avea nicio șansă, n-avea nici cum să dai seama că... Da, acum ne întoarcem la treaba asta, mă uităm acum că totuși este și Elvis aici, între filmele nominalizate, cel mai bun film Elvis. Dar Merlin este blond, foarte arătat cu degetul ăsta. Că nu e bine, că nu e bine ce. Că ea nu e bine? Că ea nu e bine și că în general oricine joacă pe Merlin, mă rog, n-ai cum să o joci pe Merlin. Mi s-a părut foarte bine ce a făcut fata asta în film. Adică, da, e greu să o joci pe Merlin pentru că sunt... Ea avea și o boală psihică și sunt atâtea layere în care trebuie să te duci ca actor să înțelegi că, uite, de exemplu, dacă, uite, noi avem situațiile din viața noastră și experiențele din viața noastră și dacă am de jucat o anumită situație, am cumva la ce să mă raportez, măcar asemănător. Mm-hmm. Dacă joci o persoană cu o boală mentală, bine, nu era foarte... La Merlin nu era ceva extrem de evident, dar femeia era sărită de pe fix cu taică-su, cu măsa abuzivă și așa mai departe. Și asta a dus-o într-o zonă în care era labilă. Și când joci un personaj de genul ăsta, mi se pare foarte complicat pentru că trebuie să te duci niște leere mult mai deep decât ne ducem în mod normal ca actori. Știi? Că noi mai mergem pe intuiție, mai mergem la straturile superficiale, alea mai de suprafață. Din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că Ana de Armas a făcut o treabă foarte bună. Secvența aia în care ea stă și se uită în oglindă și se roagă să-i vină Merlin la ea, să o joace pe Merlin, să o joace personajul Merlin, că ea fiind Norma în mod normal și cum de fapt e subliniat în film că ea disprețuia personajul Merlin, ceea ce am înțeles că nu este adevărat. Mi s-a părut foarte bună secvența aia în care ea se roagă să vină Merlin la ea să o joace și în momentul în care își ridică capul și se uită în oglindă și este Merlin, băi, e bine ce a făcut fata asta, pe lângă faptul că e absolut superbă. Dar la Elvis, ce Elvis. Ți se pare? Cum ți se pare? Băi, Elvis l-am văzut așa, exact cum îți spuneam la început, l-am văzut prin prisma spectatorului pur și simplu. Da. De ce? Și pentru că datorită regizorului Baz, cum îl cheamă pe el,
na, știam ce a făcut, că a făcut Great Gatsby și că este foarte flashy așa și că mi s-a părut foarte mișto că îi se potrivește lui Elvis lumea asta. Foarte flashy, adică alt regizor, nu că n-ar fi putut să o facă, mi se pare că n-ar fi putut să facă filmul ăsta să-l reprezinte atât de bine pe Elvis. Așa flashy, că ăsta era el, era un... un macho strălucitor, un bling-bling întreg. Iar în privința lui Butler, nu mai știu care este numele lui mic, Austin, da. Butler, mi s-a părut că și-a făcut treaba foarte bine. Am înțeles că, tot așa, stocuind după film, am înțeles că iubita pe care o avusese înainte l-a auzit cântând Elvis la un moment dat. Erau la volan sau ceva de genul ăsta, sau era acasă și cânta la pian și a început să cânte și cu vocea lui Elvis și a rămas șocată, posta lui iubită, și a zis: tu o să joci Elvis la un moment dat, tu trebuie să joci Elvis la un moment dat, pentru că era exact, na, și ai văzut că e foarte bine vocea pe care o are în film. Dar la Bohemian Rhapsody ți-a părut că a fost ok cu Queen, cu Freddie Mercury? Nu știu ce. Mi s-a părut o alegere foarte bună asta, Rami Malek. Întotdeauna cred că filmele astea biografice, nu știu care este cel mai corect. Adică din punct de vedere al poveștii persoanei respective, reală, care e o poveste corectă? Că aici îl vedem, uite, pe Elvis, de exemplu, care era prins în mrejele managerului lui și nu reușea să mai scape. Și până la urmă a capitulat și și-a părăsit și soția și așa mai departe, și copilul și bla bla bla. Dar știm oare că asta e povestea pe bune reală? Știu că Priscilla Presley a scris la un moment dat o carte pe care chiar o am acasă, după viața lui. Și într-adevăr se confirmă niște lucruri din film, în carte. Dar știm oare dacă Merlin, uite că știm și de la Merlin, că este povestea care nu e reală. Ea nu a fost amanta celor doi, nepotul sau fiul lui Chaplin și tipul ălalalt. Ea nu disprețuia de fapt atât de mult personajul pe care juca Merlin. Ea, Norma, nu disprețuia atât de mult pe Merlin. Cred că fiecare regizor alege o anumită latură pe care vrea să o scoată în evidență. Și construiește după cum îi se pare lui că e... Da, uite, cum e în Bohemian Rhapsody, că el la un moment dat a zis fuck you all și eu o să... Și el tot așa, cu iubitul lui, care era tot managerul lui, că nu știu, de mult l-am văzut. Și ăla îl conducea pe el. Știi moare dacă pe bune a fost așa sau este viziunea regizorului și vrea să scoată asta în evidență? Deci interesant că până la urmă toate filmele astea care sunt făcute based on true story, cumva, au păcatul ăsta, știi, că nu dai seama dacă așa e, adică de... Să zicem că el n-ar fi avut povestea chiar din film, da? Și un regizor ar fi venit și ar fi expus exact povestea vieții lui. Dar n-ar fi fost la fel de interesantă ca povestea din Elvis pe care noi l-am văzut anul ăsta. Dar știi ce e interesant? Pentru că așa suntem și noi, Vicky. Adică tu ești într-un fel când te întâlnești cu mine, altfel când te întâlnești cu cutare, altfel. Da. Când... Tu ești într-un fel, dar ești, cumva te construiești altfel în mintea fiecărui om. Adevărul tău, ceea ce mă privește exact. Pe mine, e altul față de al prietenei mele în ceea ce mă privește pe mine, știi? Da, da, da. Sunt multe adevăruri. Stai știu, dacă care tu faci un film despre mine, o să fie unul. Dacă prietena mea face un film despre mine, o să fie probabil cu totul altceva. Și omul este un 360, doar că noi vedem fiecare unghiul nostru. Adică, acum s-a pus problema asta la filmul despre... Ăsta despre, cum se numește, mă, The Crown, serialul despre viața reginei, mă rog, reginei, familiei care și... Da. Cum le-au conturat, îți dai seama, regizorul cumva a construit el, cum s-a gândit el, l-a făcut pe Charles un papagal, după aia în sezonul următor, în ultimul sezon, vreau să vă dau spoiler, dar pare un tip realmente mișto, mult mai mișto decât el da, în realitate. Da, când începe, și uite, nici nu știam că regele Charles chiar a intrat, a dezvoltat atâtea organizații și a ajutat atât de mulți tineri. Da. Și eu l-am văzut și zic, oh, wow, nu e doar... Nu de la masculinizat, care... teribil, da. Pare totuși o statuie a masculinității, așa cum e controlat el așa, dacă l-ai văzut, actorul cu vocea așa. În film e mai masculin decât în realitate. În ultima serie, știi că a fost jucat de mai mulți actori, cred. Dar de ce vorba. Bine i-a ales pe toți, pe toți i-a ales foarte bine. Castingul foarte șmecher. Și pe ea, pe Diana din sezonul ăsta. Ce putea să joci din persoanele astea, din viața reală? Pe cine te gândești că ai putea să joci? Unde te duce tu? Elizabeth Moss, probabil. Că seamă cu ea, nu știu. Michelle Pfeiffer, mai mult. Da, și Michelle Pfeiffer mi s-a spus că seamă cu ea. Du-te la Michelle Pfeiffer. Când îmi întind părul, seamăn foarte mult cu Michelle Pfeiffer.
Everywhere, All at Once. Și iartă-mă, doar ca să termin cu Elvis. Da. Termină, domnule, cu Elvis ăsta. Văzând filmul prin prisma ochilor unui spectator de film și atât, da. Am rămas a doua zi, așa ziceam, bă, săracu, băi, ce viață a avut totuși. Cât a vrut el când... am aflat, mă rog, multe informații acum despre el, care a fost sursa lui de inspirație pentru muzică inițial, că din cartierul în care a copilărit cu toți din lumea negrilor s-a inspirat foarte mult el cu muzica și așa. Și nu știam, adică ai început să prinzi drag de el la început pentru că a fost acest super sex simbol la început, că te uiți la fetele alea și... stau și nu știu ce se întâmplă cu ele în public și încep să simtă chestii în corp și este interzis și în toată lumea aia a ieșit el. Și după aia cum începe de acest manager jucat de Tom Hanks să fie tot mai mult închis și băgat într-o cutiuță și mi s-a părut așa heartbreaking. Te întreb de Top Gun Maverick. Aha, da. Top Gun Maverick. Nu este stilul meu de film, m-am dus la cinema... Și m-am dat așa din nostalgie, nu? Și din nostalgie, dar n-am fost niciodată fană... Tom Cruise ca actor. L-am văzut, în schimb, într-un film care mi-a plăcut foarte tare. Era sper că nu te-a pus să-mi faci praf pe Tom Cruise acum. Nu. Ah. Nu. Chiar deloc. Chiar dacă era înainte să văd Top Gun, probabil. Dar acum nu. L-am văzut într-un film când a început să-mi placă de el așa și să-l văd și într-o comedie. Era într-un film, mai știu cum se numește, când el într-un loop se întâmplă aceeași zi de 11.000 de ori. Și Vanilla Sky! Nu. E ceva cu război. E ceva cu niște... roboți, e ceva cu armată. Și se trezește și trebuie să schimbe cursul evenimentelor. Și se trezește tot timpul în aceeași zi. Nu e poveste de iubire, știu, Vanilla Sky, nu e. Și nu mi-a plăcut el în Vanilla Sky, neapărat. Cum, mă, genial, e cel mai tare film din istorie. Filmul da, dar nu mi-a plăcut el neapărat așa. Și mi se pare că nu are profunzime ca actor. Îți tremură ochiul în timp ce zic asta. Nu-mi place ce aud. Dar mi-a plăcut foarte tare Top Gun. Stai așa, că îmi curăț acum tot. Și muzica mișto, da, atmosfera, da, și aduce aminte de viața, cum era viața atunci când era Top Gun-ul celălalt. Da, exact. Asta e mișto. Și mi s-a părut mișto că îți reamintește foarte mult. Știam că nu, tot a fost un plan. Eu te-am adus aici, de fapt. Mi s-a părut mișto, într-adevăr, că are adus tot universul ăla cu Top Gun pe care l-am văzut când aveam vreo, nu știu, până în 10 ani, probabil, da. Când a ieșit Top Gun, nici nu știu dacă eram născută, 86. Nu eram născută, dar l-am văzut după. Și mi s-a părut foarte mișto, toată ideea faptului că băieții aia și fetele alea chiar pilotau avionul, că înțeleg, a fost iubitul meu la film și s-a uitat la film, a fost prima dată el singur. Dar ce serial? Că e important. Lucrează în marketing, n-are treabă cu filmul. Și s-a uitat la film și a venit acasă. Da. El este mult mai critic decât mine la filme. El e ăla care zice, e predictibil, ești fraieră că crezi așa ceva, eu sunt taș din gură, lasă-mă să mă uit ca o băbuță la film. Dar el a rămas așa la filmul ăsta și a zis, oh my God, trebuie să mergem împreună. Și am fost împreună și eu eram așa la... Și ziceam că povestise, că chiar au pilotat avioanele. Asta au făcut ei, au făcut asta, actorii, adică nu doar te duci pe set și joci că te doare sau te bucuri sau că te duci în vet să pilotezi avioane și chiar... Ba da, au pilotat. Au pilotat, nu au făcut chiar toate cascadoriile alea, dar chiar au pilotat și au filmat, că se vede la un moment dat, chiar este un cadru, camera era pusă nu știu unde, de obicei pe mașină se pune pe bord, pe capotă, și la ei era unul care chiar a leșinat de la G-uri, cum se numește. Da, chiar, și chiar a leșinat de la probleme, nu, bănuiesc. Ba da, sunt multe, uite-te, te rog frumos, caută. Nu există mai așa ceva. Vezi, de asta e bine să fii stalker după film. Uite-te și caută să vezi că lucrurile, ăla Miles Teller, da, băiatul ăla care are nume de unitate de măsură, Miles Teller, mi s-a părut. Nici o problemă, da, asta e situația. Povestea despre cum s-au antrenat. Acum mă uitam pe astea la alte. Care mai fi? Care să mai place de aici? Aș vrea să văd Tar. Cate Blanchett. Cu ea... Cate Blanchett. Care... Blanchett. Care... aici a creat o grămadă de probleme pentru faptul că duce cumva într-o zonă ciudată ideea de dirijor femeie. Uh-huh. Și sunt foarte mulți deranjați de chestia. Dom'le, noi nu suntem așa.
ca atunci când faci un film despre taximetriști și se simt jiniți, taximetriștii se simt jiniți și te gândești, domnule, noi nu suntem așa, domnule. Băi, dar stai puțin, stai puțin. Deci, dacă iese un film despre un dirijor, asta înseamnă că toți dirijorii sunt așa? Ne duci într-o zonă pe care noi nu o avem, noi nu suntem așa. Da, nu, dar e o intuiție că te gândești că ca la, cum se numește, ăla cu... Baletul, cum se numește, mă? Filmul ăla șmecher de tot. Cu Natalie Portman? Da, da. Black Swan. Black Swan, cam Black Swan. Dom'le, creezi o viață din care deduci că așa este situația balerinelor. Măi, eu sunt actriță, da? Și despre actrițe și despre actori, dar despre actrițe mai ales, se spun foarte multe lucruri urâte. Da. Acum au mai încetat lucrurile. S-au mai potolit. Dar am început să fiu actriță în perioada în care era erau pe val toate zvonurile alea. Come on, în ce lume trăim? Adică ce, care e faza cu toată generalizarea asta? Păi nu, dar e o face o femeie care un rol de o, nu știu, o, un dirijor nebun sau psihopat sau what, ce o fi în povestea ei acolo? Și toți s-au ridicat de pe scaun și au zis: "Asta nu este despre mine. Nume, nu e despre tine, e despre o persoană care n-are neapărat legătură, putea să fie doctor, putea să fie avocat, putea să fie altceva." Și dacă era doctor, ieșeau toți doctorii, ziceau: "Eu nu sunt ăsta." Liniștiți-vă, calmați-vă, adică nu e totul despre voi. Atunci asta nu mai puterea facem filmului. Povești, atunci nu mai putem să facem povești interesante despre personalități interesante sau despre psihopați, care atunci psihopații nu vor avea o meserie. Pentru că dacă psihopații vor avea o meserie, toți din acea meserie o să zică: "Vai, noi nu suntem psihopați." Păi ne faci psihopați, da. Adică da, da, de adevăr. Tony, South Africa, and we're filming Mission Impossible Dead Reckoning, part 22. I didn't want the year to end without thanking you all for coming out to... Deci, fii atentă, hai să vedem ce mai e de văzut, de vorbit din filmele astea de aici. Ce am mai văzut eu? Elvis Benches the Whale. The Whale joacă actorul ăla, cum îl cheamă, de a jucat el în... cum îl cheamă ăla cu... Are ochelari și a avut un prosthetics huge, așa. Mm. Brandon îl cheamă. Păi nu știu. The Whale. Uite, asta nu știu. Văzut mai jos. Uite, The Whale. Brandon Fraser. Vreau neapărat să văd After Sun, că am văzut că a avut proiecții și în România acum și... Uh-huh. The Triangles of Sadness trebuie să văd. Nu, pe bune, eu trebuie să-mi fac un Black Panther. Uite, mă uit la actrițe în rol secundar. Am văzut și Black Panther. Și dau multe, mă, sunt 3000 de premii Oscar date de când se dau, nu știu, din 30 și ceva minute, da. 37. Uite, pot să-ți spun că mi se pare că Leonardo DiCaprio nu trebuie să câștige pentru The Revenant și... Păi trebuie să aibă și el un primul. Trebuia să aibă un Oscar și atunci, cu el pe stradă, după dar aia. Dar putea să dea înainte. Dar te întâlnești pe stradă cu el și după aia și te vede că ai deschis. În The Reverend, nu știu, poate da. Că o să-mi sară niște oameni în cap acum, dar... Se poate întâmpla. Ce a făcut acolo? S-a târât tot filmul și a tăcut tot filmul. Bătaie mare de tot. De ce bătaie? Cu ursul ăla. Da, s-a bătut cu un urs, ok. Orice alt actor, dacă l-ai fi pus într-o situație extremă, nu trebuie să fii un actor foarte bun să joci situația extremă bine. Lasă-mă să te văd cum stai la masă și cum îți mănânci gândurile și cum se transformă lucruri în tine. Acolo văd eu actoria aia și cum eu te confrunt pe tine și, nu știu, scot, uite, cum am dat-o exemplu pe Elizabeth Moss, care nu-i acceptă iertarea ălelalte în serial. Dar așa, dacă mă pui să mă lupt, să alerg pe stradă și să strig, așa poate să facă, nu vreau să zic oricine, dar nu trebuie să fie un actor foarte bun. Și nu zic că Leonardo DiCaprio nu e un actor bun, e un actor extraordinar de bun, dar nu, atunci cred că i s-a dat premiul Oscar pentru că era cazul să câștige. Nu a fost foarte fericit că a câștigat pentru ăla. Se puteau găsi și altele. Mersi tare mult, Vicky, pentru intervenție. Dacă mai vrei să adaugi ceva în favoarea ta? Favoarea mea? Nu, aia e, mi-asum tot ce am spus până acum. Dacă vrei să retractezi despre filme,